Salut, sunt Marius Achim și în acest material vom discuta despre greșeli și acesta este un topic destul de ignorat pentru că am fost învățat să evităm greșelile, să facem tot posibilul să nu greșim, însă ceea ce poate cei mai mulți nu realizează este că prin greșeli ajungi la rezultate. Și hai să trecem prin aceste idei pe care le-am pregătit pentru tine. În primul rând, avem convingerea că cei care au succes nu greșesc. Însă ei sunt cei care greșesc cel mai mult. Deci dacă te uiți la cineva care are foarte mult succes, înseamnă că el greșește enorm. Uite la un meci de fotbal. Da? Cei care sunt pe teren fac cele mai multe greșeli. Da? Nu nimeresc mingea. Dau pe lângă poartă și așa mai departe. Ei greșesc cel mai mult. Da? Dar cine văd cele mai multe greșeli sunt cei care sunt în tribune. Cei care sunt pe teren doar vor să reușească și știu că prin greșeli merg mai departe, da? Încă din școală am învățat că trebuie să evităm să facem greșeli. Probabil de aici a pornit totul. Nu știu, nu vreau să trag concluzii. Însă avem această impresie că ar trebui să evităm cât mai mult greșeli. Și cel mai multe greșeli, după cum spuneam, se văd atunci când stai pe bar, da? Deci când ești în tribună și te uiți la cei care sunt pe teren, care efectiv greșesc. Și ceea ce trebuie să știi este că nu o să apară nicio schimbare în viața ta până nu începi să faci greșeli. Și hai să vedem motivele pentru care ne este teamă să greșim. Da? Și am dat aici câteva exemple, pur și simplu, generale, câte mi-au venit mie în minte. Și prima este să spunem că nu ești mulțumit de jobul pe care l-ai. Asta înseamnă că ți-e teamă să încerci altul, nu? Ți-e teamă că poate nu te va angaja altcineva sau eu știu ce, da? Sau poate ți-e teamă să începi o afacere, pentru că ți-e teamă că vei da faliment. Nu te simți confortabil în grupuri mari de oameni, da? Asta înseamnă că ți-e teamă că vei greși și te vei face de râs. Ok? Amâni mereu să încep ceva și tu o să spui că motivul este altul, că nu ai timp sau nu ai, eu știu, ai alte lucruri de făcut. Însă realitatea este că ți-e teamă că dacă vei investi tot timpul în acel proiect, da, și tot efortul, nu va avea succes. Da? Deci ți-e teamă că vei greși și aici. Ai bani puțin. Asta înseamnă că ți-e teamă că nu vei putea susține financiar proiectele tale. Da? Vrei să investești într-o afacere, dar spui, nu pot să investesc că nu am bani. Sau poți să spui că nu ai mentor care să te ghideze. Asta, de fapt, ceea ce vrea să însemne este că ți-e teamă că o să faci greșeli și că nu o să fie nimeni să te oprească. Și ceea ce trebuie să știi este că tu trebuie să începi să greșești. Nu trebuie să te oprească greșeala din a începe chiar acum. Da? Și ceea ce trebuie să știi este că greșelile cele mai mari duc la victorie. Iar greșelile mici duc la îmbunătățire. Și o să dau câteva exemple din greșelile mari pe care eu le-am făcut și care în final au dus la victorie, ca să spun așa. Da? Să îi spunem așa. Bun. Cu mulți ani în urmă am dat avans la un teren. Și printr-o agenție, da, am dat și agenției comisiuni de 1000 de euro, am dat și avans la terenul respectiv, doar că terenul nu era acolo, era la vreo 150 de metri mai departe. Și asta însemna că era la 150 de metri departe de utilități, era la 150 de metri departare de societate, ca să spun așa. Și bineînțeles că am dat în judecată, însă judecătorul a spus că este greșeala mea pentru că trebuia să citesc mai atent actele și în concluzie am pierdut toți banii. Așa că am învățat din chestia asta și am început să fiu mult mai atent, să încep să văd ce se întâmplă pe piață și în felul acesta am cumpărat un teren mult mai bun și cu mult mai puțin bani, pe care îl poți găsi, de exemplu, dacă intri pe vânzarea.ro, să vezi acolo câteva poze. Acum arată cu totul altfel, deja este un cartier acolo, s-au construit case, arată foarte frumos. Dar este un teren mult mai bun și am învățat din această lecție. O altă greșeală. Am investit într-un proiect pe care eu l-am considerat invincibil, când tocmai începeam pe internet, și am investit un an, am făcut cel mai complex sistem. Am investit un miliard, cât era atunci 100.000 de lei, într-un proiect online care, practic, după ce a fost terminat, după un an de zile, nu mi-a dus venit. Deci a fost venitul foarte, foarte mic, comparativ cu investiția.
Și atunci am învățat din chestia asta că nu trebuie să aștept foarte mult și că nu trebuie să investesc foarte mult, ci pot să încep chiar acum cu tot ce am. Și am lansat Revoluția Imobiliară, pentru că și acel proiect era tot un proiect online pe partea imobiliară. Am lansat Revoluția Imobiliară, unde am vândut un e-book agențiilor imobiliare cu sfaturi, tot ce trebuie să fac cu agenții imobiliare pentru a obține mai multe vânzări. Și acolo găseau chiar informații revoluționare care schimbau modul în care agențiile trebuiau să facă tranzacții pe piață. Hai să vedem o altă greșeală mare. Am făcut blogging aproape un an fără să încerc să vând un produs informațional. Și bloggingul, după cum știi, dacă nu ai o strategie, nu faci blogging pentru a, încălzi o listă, pentru a pregăti să vinzi un produs, nu o să-ți aducă niciun venit. Așa că am creat un produs informațional pe membership.ro, care pur și simplu a avut succes, da? Pe partea de aplicație, am creat Cool Fan Page și l-am oferit gratuit. Am spus, hai să ofer, să creăm aplicația asta și să o oferim gratuit. Însă, așa cum se întâmplă cu aplicațiile pe Facebook, au nevoie tot timpul de îmbunătățiri și la acea aplicație nu am mai putut să aduc îmbunătățiri pentru că era pur și simplu oferită gratuit, nu? Nu puteam să muncim pentru ceva care nu era prioritar pentru noi. Din acest motiv am început să creăm aplicații pe care efectiv am început să cerem bani. Și din acest motiv aplicațiile pentru care cerem bani sunt din ce în ce mai bune, le îmbunătățim tot timpul. O altă greșeală mare, să spunem, am vândut accesul la aplicațiile create, însă am refuzat să ofer servicii. Anumiți clienți îmi spuneau, pot să îmi furnizez serviciul ăsta și spuneam, nu, că nu avem timp, facem lucrul acesta. La un moment dat am spus, ok, da, și acum ceea ce se întâmplă în afacerea mea este că serviciile aduc volumul cel mai mare de vânzări. Adică o aplicație, ok, costă cât, vreo 49 de euro pe lună, să spunem. În schimb, la servicii avem clienți care ne plătesc cu 100 de euro, chiar și peste 1000 de euro lunar. Și asta este deja devenit o sursă foarte importantă de devenit în ceea ce privește serviciile. Ok. Greșeală minore. Acesta a fost cel mai greu de găsit din punctul meu de vedere, pentru că uneori le ignorăm, da? Și să-ți dau un exemplu. La Bușteni sunt mai puține restaurante și am să le încerc pe toate, da? Să merg la fiecare. Și am încercat un restaurant nou unde am comandat o salată Frankfurt, parcă îi spunea, și pur și simplu întâmplare. Dar nu mi-a plăcut deloc și, în concluzie, nu mai trec pe acolo. Cel puțin în momentul ăsta știu că nu mai mănânc de acolo, nu? E foarte simplu. O altă greșeală minoră. Nu am acordat atenție socializării cu actualii mei clienți. Consideram că totul trebuie să fie oficial pentru că este business. Acum socializarea cu clienții mei este punctul forte, punctul important. Îmi place să mă întâlnesc cu ei la București, îmi place să merg în diferite localuri. De curând am fost chiar și la piscină cu unul din clienții mei. Deci îmi place să socializez acum cât mai mult cu clienții mei și acum îmi dau seama că în momentul în care ei mă consideră pe mine prieten și eu îi consider, bineînțeles, la fel prieten, lucrurile merg mult mai bine în afacerea mea. Vânzările vin mult mai ușor. O altă greșeală minoră. Obișnuiam să scriu eu articole și asta îmi putea lua toată ziua. Dacă vrei să scrii un articol, să acordă foarte multă atenție, un articol îți poate lua toată ziua. Asta înseamnă că nu îți mai rămâne timp de afaceri, nu îți mai rămâne timp să mai faci altceva. Așa că am decis în fiecare dimineață sau aproape în fiecare dimineață să creez acest mind map pe care tu îl urmărești acum, să-mi schițez câteva idei despre ceva ce vreau să comunic celor care sunt abonați la blog. Și Iuliana va lua această captură video și o va transforma în articol pe care îl vezi sub acest videoclip. Da? Deci acum mie mi-a foarte puțină, mi-a maxim o oră să creez ceea ce prezint aici. O altă greșeală minoră. Obișnuiam să stau toată ziua cu Facebook și e-mail deschis. Acum stau în față cu proiectele, doar cu proiectele. Dar ce am de făcut? Am proiectele astea, ok, hai să luăm pe ăsta, să îl finalizăm pe ăsta, lucruri de genul ăsta. Și este mult mai ok, mult mai productiv și am învățat din această greșeală. În concluzie, deci greșele mari duc către victorie. Da? Ar trebui să încerci să ai un proiect
aruncă-te asupra lui și chiar dacă vei face greșeli, continuă și vei ajunge la victorie, iar dacă sunt greșeli minore, pur și simplu le vei observa și pe aceea vei îmbunătăți totul. Ok, hai să vedem care sunt soluțiile. Îți recomand să încerci ceva nou, pentru că în momentul în care încerci ceva nou, cu siguranță vei greși. Da? Și când greșești, poți chiar să sărbătorești asta. Vreau să spun ceva mai jos, da? Când greșești, sărbătorește. Pur și simplu, da? Deci ai greșit ceva, ok, asta este un lucru bun, este ceva ce tu afli, ceva ce îți dai seama că ai deviat de la scopul tău, acum știi și vei face acea, cum să spun, vei corecta acest lucru și vei merge către drumul corect. Dar de asemenea, când greșești, sărbătorești, uneori s-ar putea să fie mai greu. Da? Deci dacă faci o greșeală majoră, să spunem, pierzi mai mulți bani, nu poți să sărbătorești lucrul acesta, clar. Și când spun sărbătorești, nu trebuie să o iei la modul, eu știu, hai să ne prostim. Dar ca și idee, dacă ai descoperit că ai greșit, sărbătorește. În sfârșit am descoperit ceva, am greșit. Am descoperit că greșesc la partea asta și ar trebui să corectez. Ok, să mă întorc aici, sărit. Când greșești, nu renunța, da? Concentrează-te pe ceea ce urmează. Asta de obicei funcționează la greșelile majore. Da? Pur și simplu nu renunți și mergi mai departe și cu siguranță vei reuși. Dacă teama de a începe te oprește, deoarece nu ai toate resursele necesare, începe cu ce ai la îndemână. Și asta a fost, de exemplu, cu proiectul online pentru care a investit 1 miliard și apoi proiectul Revoluție Imobiliară, care pur și simplu l-am pornit la zero. Și a fost mult mai rapid. Deci începe cu ce ai acum. Nu trebuie să te gândești, ok, aș începe asta, dar nu am resursele necesare. Gândește, ce am eu acum? Ok, asta vreau, asta am, asta folosesc. Pur și simplu. A accepta greșeli, a face greșeli, înseamnă a fi flexibil. Și asta este ceea ce îți recomand acum încolo. Nu trebuie să ai concepții fixe, nu trebuie să spui, ok, este doar așa cum știu eu, ăsta este drumul, ci fii flexibil, încearcă și variante noi. Greșește cu încredere, dar nu trebuie să îți fie teamă în privința asta. Și un alt lucru foarte important, acceptarea greșelilor demonstrează că ai caracter. Dacă ai greșit, recunoaște. Da, eu am făcut chestia asta, eu am greșit și sunt bucuros că am făcut chestia asta pentru că data viitoare nu se va mai întâmpla. Pur și simplu. Ok, acestea sunt ideile mele pentru topicul destul de ignorat, ca să spun așa, al greșelilor. Lasă-mă un comentariu mai jos, spune-mi cum ți se pare acest material și, bineînțeles, dacă vrei să-mi împărtășești ceva, spune-mi la comentarii, eu știu, ce mare greșeală ai făcut tu și cum ai transformat-o într-o victorie sau pur și simplu poți să spui și despre greșeli minore pe care tu le-ai făcut și cum totul s-a schimbat în momentul în care ai corectat acea greșeală. Ne auzim pe curând și până data viitoare încearcă să faci cât mai multe greșeli, nu încearcă lucruri noi. Pa, pa.